Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Reflector Analitic, ediție specială. După câte cunoașteți, astăzi în țară se desfășoară alegerile parlamentare. Ori anume despre acest subiect ne-am propus să discutăm, despre prezența la urne, despre problemele care au fost depistate și despre speranța că în viitorii 4 ani vom trăi un pic mai bine. Salut prezența în studio a domnului Valentin Beniuc, rector IRIM. Bună seara și bine ați venit, domnule Beniuc. Și a domnului Roman Mihăieș, analist politic. Bună seara, domnule Mihăieș, bine ați venit în studioul nostru. Pentru început, domnilor, vreau să pornim de la faptul că, iată, cu câteva clipi înainte de a intra în emisie directă, de pe datele cecului, prezența la vot este de 47%. Domnul Beniuc, acest indice este unul îmbucurător, prezența la urnă este una relativ mai mare în comparație cu scrutinile trecute. Doar prezența cetățenilor Moldovei la urnele de vot, asta nu este temeie de bucurie, pentru că, mă rog, temeie de bucurie este rezultatul final și în funcție de subiectele care contează pe aceste rezultate. Deci temei de bucurie pentru partide, pentru simpatizanți, temei de bucurie pentru cei care aspiră la realizarea unor proiecte din partea respectivelor centre politice, partide politice și mai departe. Deci bucuria asta vine sau, dimpotrivă, marea dezamăgire vine după ziua de mâine sau după ziua de 12.24.00. Deci, domn Beniuc, dar există o interdependență între, iată, mobilizarea cetățenilor și între gradul de credibilitate a partidelor politice? Am putea face remarca că datorită ridicării gradului de credibilitate avem și un număr sporit la urne? Evident, sigur că da. Dacă ai încrederea în cineva că își va realiza promisiunile electorale, evident că oamenii vin și își dau votul pentru cel care este credibil, care este credibil. Dar în 30 de ani de când noi exersăm aceste alegeri, credibilitatea față de partidele politice, ele sunt minore. Minore. De multe ori noi putem încerca cu auzul fraza că nu avem din cine alege sau nu avem pe cine alege și așa mai departe. De ce? Că din alegeri în alegeri, partidele promit și nu-și realizează promisiunile astea. Una la mână și doi, oamenii la noi sunt deprinși, electoratul, cum spunem noi, sunt deprinși ca cineva să le poarte grijă, să aibă grijă de ei, de oameni, de cetățeni și așa mai departe. Iar când omul rămâne doar singur cu problemele lui față în față și nimeni nu intervine ca să-l ajute, nici parlamentul, nici guvernul, nici primul, nici al doilea din ierarhia puterii și așa mai departe, e evident că își pierd încrederea. Și totuși oamenii mai vin la vot, pentru că speranța piere ultima. Domnule Mihăieș, ziceam că practic în fiecare scrutin ne confruntăm cu o realitate. Vreau acum să vorbim segmentat despre participarea la vot, reieșind din segmentul de vârstă. Tinerii sunt cei mai pasivi. Le lipsește cultura politică, le lipsește un model politic. Ce se întâmplă? Bine, în primul rând trebuie să menționăm că 47% la ora asta, cu speranța de trecere peste 50% la ora 9 când se închid urnele, este bine. Este o prezență bună la vot, ceea ce demonstrează că implementarea sistemului mixt a adus o creștere a interesului cetățenilor față de sistem. Oamenii în afară de lista națională mai au și un candidat care ei își pun speranță în plan local. Și asta, reforma electorală, din punctul de vedere, eu cred că este bună. Pe de altă parte, ceea ce țin de tineri este o problemă care nu este doar pentru Republica Moldova. Hai să zicem așa, segmentul de la 18 la 25 de ani este cel mai pasiv în toată lumea. Poate că la vârsta asta tinerii sunt mai mult orientați spre distracții, spre studii, spre alte ocupații, pentru că conștientizarea și conștiința civică vine puțin mai târziu. Asta, din păcate, este o problemă și în Republica Moldova. E nevoie, clar, de programe mai vaste de informare,
de lucru pe acest segment, proiecte. Însă, repet, pe total o să fie o prezență bună, dacă ținem cont și de faptul că o mare parte din cetățenii Republicii Moldova sunt plecați peste hotare. Să admitem că cifra de 30% plecați peste hotare, cifra de 50% de fapt înseamnă 80-90%, bine, 75-80% din cei care sunt în țară. Ceea ce este un indicator foarte înalt din punctul meu de vedere. Dacă ne uităm pe media europeană, România, Bulgaria, chiar și țările mai dezvoltate, gen Italia, Franța, media este de 48-55% de participare la alegeri de parlamentare și în toate țările, circa 40-45% locale. Deci, în cazul dat, noi putem să atestăm Republica Moldova un interes sporit pentru alegerile parlamentare. Domnule Mihăieș, femeile sunt mai responsabile politic? 53 sau 54, practic, la sută, de cei prezenți la urnele de vot. Nu știu dacă sunt mai responsabili. Sau bărbații sunt plecați în câștigarea unei surse poate de existență. Poate să fie și elementul ăsta că sunt mai multe femei întotdeauna conform unor statistici. Poate să fie și elementul că poate ar fi și chestia asta că sunt mai mulți bărbați plecați. Dar eu am observat că la toate alegerile din Republica Moldova, întotdeauna cu 2 sau 3% sunt mai multe femei care votează. Domnul Beniuc, vreau să vorbim un pic despre așteptările pe care le-ați avut dumneavoastră de la această campanie electorală și în ce măsură vi s-a părut una echilibrată sub aspectul transmiterii informației electorale de către concurenți, sub aspectul recepționării, desfășurării propriu-zis a agitației electorale. A fost una turbulentă în viziunea dumneavoastră? Eu spre cu mulți ani în spate ca să am o speranță așa întemeiată la aceste alegeri sau la viitoarele alegeri. Sunt lucruri care vor denui mult, lucruri negative care vor denui mult în mintea noastră, în viața noastră socială. Ele sunt rădăcinate și ele sunt ca de obicei de ordine negativ. La comportamentul clasei politice? Da, soluționarea lor necesită mulți ani de muncă asiduă, muncă foarte serioasă, înțelegeți? De aceea, nici în 4, nici în 16 ani nu se vor rezolva problemele astea. Am un comportamentul clasei politice. Clasa politică, e mai matur? Clasa politică la noi se sperie așa că acumulează experiența politică respectivă. Dar de multe ori această experiență are un aspect așa negativ. Negativ, pentru că, uitați-vă, cei care mizează pe manipulările, pe manipulări, nu pe realizarea proiectelor promise, dar pe manipulări, cumva să-i facem pe oameni, să-i atragem să vină, să voteze pentru respectiva forță politică. Și să recurge la manipulările astea. Atunci lucrurile stau definitiv rău și eu nu am temei să mă gândesc că va fi mai bine. Uitați, vă luați un sat, un oricare sat din mai ales satele care sunt îndepărtate de la traseele naționale. Da? O să vedeți vânzătorul care este la Tejghea, ce caiet gros are acolo cu oamenii care sunt datornici. Acum cineva vine la acest om veșnic datornic acestui magazin, da, acestei prăvălii, vine cineva și îi spune, domnule, eu sunt gata să vă ajut acolo, cu un pachet, cu nu știu ce, cu nu știu care și așa mai departe. Omul ăsta, el nu are altă calificare față de aceste ajutoare, că, uite, băi, să mai aduci aminte cineva de noi. Deci undeva joacă întrânsul emoția asta în acest om nevoiaș, să voteze pentru cel care l-a ajutorat. Chiar acum, la momentul ăsta, înțelegeți ce chestia? Un pachet, deci, un pachet de ceva îl motivează pe dânsul ca să facă pasul ăsta pentru că lista și datoriile sunt prea groase. În sensul ăsta, sărăcie este un mare instrument de manipulare cu cetățenii noștri. Ori Moldova este un stat, este o țară extrem de săracă. Adusă în starea asta de acești politicieni. Nu zadar vă întrebam despre maturitatea clasei politice. Vreau să o punem versus pomenii electorale, ceea ce spuneți dumneavoastră. Da. E un indice care scade din credibilitate? Uitați-vă. În 2019 se mai dau pomenii electorale. Au scris și colegii noștri. Pomenile astea au fost întotdeauna, dar uitați-vă ce se întâmplă. Eu așa cad într-o scârbă profundă. Când mă uit la femeile astea în vârstă, care îmblă în jurul unor
politicieni și conducători de partide și cu păcate grele în spate. Eu nu știu, poate am o să spun cine sau nu, dar sunt de ăștia și îi joacă un fel de horă prin prejur la diferite manifestări de stradă, hai să-i spunem așa. Da. Și-l apără, și-l îl protejează, și-l laudă, și-l ridică în slăvi, că le-a dat ceva lor mai ieftin sau mai neplătit, că le-a ajutat și el o să vină și o să vină în continuare așa. Deci oamenii ăștia profund nefericiți ne trag și pe noi, inclusiv de tineretul pe care ne-ați spomenit aici, vorbeam de el, îl trag toată lumea și tineretul inclusiv în nefericirea asta a acestor femei trecute prin greutățile vieții, da, și având doar 800 de lei pensii. Deci oamenii se trag în nefericirea asta și mlaștina asta grea unul pe altul, se trag așa, datorită cui? Iată, datorită celor care și-au făcut magazin în toată țara, s-au recurs la alte chestiuni de manipulare, da, dar pe scurt timp. Da. Domnul Heiș, dumneavoastră a remarcat ceva mai devreme despre sistemul mixt, despre faptul că datorită acestui sistem poate prezența la urnă este mai mare. Vreau să vă întreb, raportat la ceea ce spunea și domnul Beniuc, nivelul de trai și despre ceea ce probabil ați auzit și dumneavoastră în această campanie electorală vehiculându-se, care exista ipoteze potrivit cărora nu urmează să fie validate. Dacă privim prin prisma politicului, prin prisma realului, există premize reale să dăm încrezare acestor ipoteze? Pentru ca să nu fie validate alegerile, trebuie să aibă loc încălcări foarte grave. Eu am fost observator OSCE alegerile din Azerbaijan, am susținut o serie de examene și testări, da, am obținut calitatea de observator internațional OSCE și știu ce înseamnă încălcări minore și grave. Eu la alegerile din Republica Moldova nu am observat deocamdată încălcări grave care poate să conducă la invalidarea alegerilor parlamentare. Putem să vorbim doar despre anumite încălcări pe anumite sectoare mai izolate sau anumite circumscripții care trebuie verificate de către organele abilitate de stat. CECO s-a adresat astăzi la Inspectoratul General de Poliție să verifice anumite informații privind cele două circumscripții în care votează cetățenii moldoveni cu reședință în regiunea transnistreană. Să vedem ce va spune IGP-ul. Pentru că dar va lua prin surprindere declarații doamnei președinte a CEC-ului, care zicea că numărul celor care vin din stânga Nistrului nu poate influența prea mult alegerile sau numărul votărilor. Numărul destul de mare. Eu am văzut cifra care a anunțat-o dânsa de 35.000 de participanți la ora 18.30, da, ceea ce înseamnă că undeva la ora 21 poate fi și 40.000 în cele două circumscripții. Nu e cifră mică. Asta e o cifră care poate să fie hotărătoare. Eu cred că acuzațiile care au fost, atât ale Partidului Democrat împotriva Partidului Socialist, care a depus o sesizare, cât și altor concurențe electorale. Am văzut că Maia Sandu și Cătălin Stase au cerut ca să fie invalidate alegerile în aceste două circumscripții. Trebuie verificate. Eu nu aș merge până acolo ca să dau crezare celor din blocul acum, care spun că acolo au fost încălcări din natură să fie invalidate alegerile, pentru că trebuie să fie niște probe. Nu poți doar pe declarații să faci invalidarea unor alegeri. În acest context, trebuie ca poliția să investigheze, să vadă dacă sunt probe de corupție politică, dacă s-au plătit sau nu acei 20 de dolari care s-au invocat. Da, chiar s-ar fi plătit. Să vă întreb. Credeți, da, în ceea ce s-a scris? Eu am văzut astăzi pe rețelele sociale două sau trei filmulețe, chipurile că în prima jumătate a zilei s-ar fi oferit 20 de dolari vorbeau niște femei din Teraspol sau din Olimpița, nu știu unde mai erau ele, că mi s-ar fi oferit niște bani să voteze pentru anumiți candidați, pentru chipurile pentru socialiști, chipurile pentru alții. Nu știu, pentru că poate fi și niște montaje, trebuie să vedem niște probe, poliția trebuie să investigheze. Dar în afară de aceste două circumscripții, unde sunt mai multe semne de întrebare deocamdată, în restul țării eu n-am văzut bătăi, n-am văzut ca să fie distrus. Au fost agitații electorale în sediu secției de votare. Câteva declarații izolate, inclusiv cea a lui Andrei Năstase sau lui Maia Sandu, nu pot să conducă la invalidarea alegerilor. Acești candidați electorali pot fi pedepsiți de CEC. De exemplu, cu mustrare sau cu alte sancțiuni. Da? Asta nu înseamnă că din cauza că, de exemplu, eu pot să vă dau exemplu în alte țări, sau în România, sau în Franța, oriunde acolo, sunt întotdeauna câteva mii de încălcări ale codului electoral. Sunt dosare penale, contravenționale, dar asta nu duce la invalidarea legilor. Se pedepsește persoana care s-a vășit această contravenție administrativă și atât.
ca să fie, de exemplu, o invalidare a legii, vă dau exemplu ce trebuie să întâmple. Trebuie să fie falsificarea masivă a votului, în sensul că numărătoarea să fie falsificată. De exemplu, noi am semnat toți în proces verbal că suntem membri ai Comisiei de Sector, scrie că sunt niște rezultate, când codul la ce că ajung alte rezultate. Asta e falsificare gravă. Sau că se dovedește că au fost turnate voturi a persoanelor care n-au votat. De exemplu, se închide secția de vot și n-au votat, de exemplu, 2000 de oameni. Da. Și din aceste 2000 de oameni, de 2000 de buletini, 1000 le turnăm, de exemplu, înțelegem între noi și le turnăm acolo ca să, pentru un anumit concurent electoral. Că asta e falsificare masivă. Și, dar credeți că se procedează așa? Nu cred, pentru că, uitați-vă, în Republica Moldova, spre surprinderea multor experți, sunt 3 sau 4 nivele de verificare a participării cetățeanului la vot. Ceea ce noi sunt în Azerbaijan, în România și în multe alte țări. Da. De exemplu, vă dau un exemplu ca să înțelegeți despre ce vorbesc. Dumneavoastră când intrați în secția de vot, ce se întâmplă? Prezentați buletinul. Primul care vă întâlniți este operatorul. Operatorul bagă datele în baza de date. Deci din momentul ăsta, cu buletinul ăsta, nu mai poate vota nimeni. Și pe numărul ăla care se introduce acolo de 13 cifre. Deci el merge automat numărul ăsta în baza de date națională, dacă te prezinți în altă parte, e dosar penal. Și astăzi au făcut cu transmitenie, tot dau buletine, la care se pune în apropo. După asta te duci, iei buletinul. Îl arunci, îți pune ștampila votat în anex. Deci e a doua treaptă de securizare. Da. Deci ai aruncat buletinul, ai plecat, nu mai poți vota în altă parte. Deci votul multiplu în Republica Moldova este una dintre puținele țări în care votul multiplu e securizat prin două nivele. Votul multiplu e cea mai mare problemă din lume, ca să știți, și în America inclusiv, și în România inclusiv. Da. Domn Beniuc, vreau să vă întreb, iată și domnul Mihăieș pomenea despre lista electorală, despre modul în care se votează. Până la urmă am impresia că noi călcăm pe aceleași greșeli de fiecare dată. Documentându-mă pentru iată această dezbatere sau această emisiune de totalizare, ediție specială, am constatat că practic mai mult sau mai puțin aceleași greșeli se perindă de la un sistem la altul. Vorbesc despre faptul că iată, spre exemplu, la Bălțea, că sistemul de înregistrare a alegătorilor, undeva nu a fost energie electrică, undeva cineva a mers cu ștampila votată acasă și a spus că din imprudență s-a întâmplat lucrul ăsta. S-a făcut campanie electorală chiar în incinta secției de votare. Dumneavoastră, aceste nereguli, cum le calificați? În categoria celor minore, așa cum spunea domnul Mihăieș? Mici. Se întâmplă și așa și așa. Asta nu este esențial. Iată, fenomenul Transnistria în alegerile astea este ceva unical. Noi discutam și înainte de a intra în emisie. Deci se pune recordul celor peste 40.000, cred că la ora actuală este, celor care au votat pentru conducerea din Republica Moldova veniți din pretinsa Republica Transnistreană. Cetățeni veniți de acolo și fiind cetățeni ai țării noastre, Republicii Moldova, în fond concetățenii noștri, dar care trăiesc într-un regim extrem de strict și din punct de vedere ideologic inclusiv, au venit aici și au votat, au pus recordul. Și au demonstrat, domnul Beniuc, că ei țin la Republica Moldova, că vor să iasă într-o Moldova reîntregită. Asta este foarte importantă chestia asta, pentru că dânșii, trecând peste acuzațiile de corupție, poate câțiva și-au luat bani, dar majoritatea au venit să-și exercite dreptul lor de vot constituțional al cetățenilor moldoveni. Asta e un argument foarte important. Sunt oameni care se gândesc și la reîntregirea țării și așa mai departe, dar uitați, oamenii își trăiesc viața de zi cu zi, tot în mizerie și în sărăcie, precum în partea asta de Nistru. Dar pentru a motiva, spun eu, și asta este esențialul, pentru a motiva așa un număr mare de oameni care au venit partea asta, în primul rând, trebuie serioase mijloace de transport. Trebuie un factor de mobilizare a acestor oameni și de motivare a acestor oameni, pentru că nu este, dacă leși la libera lor conștiință, vor veni cei care din trânși se gândește pentru reîntregirea țării, pentru dreptul lui cetățenesc, pentru niște aluzii la reintegrare și așa mai departe. Asemenea, cetățeni în Transnistria sunt foarte și foarte puțini, dar acest număr enorm ca atare, da, este motivat inclusiv și prin lucruri nu atât de legale. Gândesc dar acest număr este datorat sistemului mixt, cum spunea domnul Mihăieș la început? Dați-vă, deci noi suntem prea nematuri
Eu fac o remarcă. Vă rog. În alegerile actuale s-a creat o situație, s-a creat cu bună conștiință. Nu zic cine, pentru că aici pot să spui multe și mărunte, dar s-a creat, constatăm, s-a creat o situație de mare dezordine și neînțelegere cum să votez, cu cine să votez și așa mai departe. În primul rând, cu patru buletini în care nu se orientează un tânăr bine instruit decât o femeie trecută de 60-70 de ani. Este greu să te orientezi. Cine, pentru cine, cum și așa mai, cu aceste patru buletini. Nu s-a spus de la bun început că ai dreptul sau nu ai dreptul, pentru că nu toți știu să participi la acest referendum. Da? Oamenii au luat din frică sau din necunoștință și așa mai departe lucrul ăsta, dar cei care au făcut acest referendum, este clar pentru noi aici în studioul ăsta cel puțin și pentru mulți oameni, că s-a încercat un transfer de moment pozitiv pentru cei care au înaintat propunerea, adică Partidul Democrat. Să facem nu un parlament de 61 și unul de mâncăi sunt la noi mulți care primesc leafa degeaba și așa mai departe. Pentru că, mă rog, și lumea gândește, da, domnule, uite, partidul e un argument care prinde. Care prinde și toate billboard-urile astea, deci nu 101, ci 61 și așa mai departe. Deci lucrul ăsta este un fel de transfer de imagine a succesului sau a propunerilor concrete sau nu știu ce și așa mai departe. În care lumea nu prea bine s-a orientat. Nu prea bine s-a orientat. Pentru cine se voteze, cum se voteze, câte buletini îi dă, nu îi dă și așa mai departe. Al doilea moment cu Transnistria. Eu prima dată am văzut că sui călare unul pe altul ca să treacă să la urna de vot. Da, a fost un moment când priveam asta de frică într-un fel. Deci, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Și multe alte chestiuni care i-a tulburat pe oameni la alegerile astea, cu neclaritățile astea. Eu gândesc că a fost o dezordine bine compusă și creată. Da, domnule Mihaiș, acest exercițiu democratic, referendumul, a venit să bulverseze societatea civilă sau, din contră, a venit ca să limpezească oarecum și să rezolve o problemă sau două probleme în același timp? Pe de o parte alegere, pe de altă parte... În primul parte... rând, trebuie să înțelegem că referendumul este cel mai democratic mod de a afla opinia cetățenilor privind o întrebare sau alta din lume. Sunt țări care practică referendumul câteva pe an. De exemplu, Elveția, dar mai sunt și alte exemple. Și în Statele Unite, dacă știți, sunt foarte multe referendumuri, dar nu la nivel național, la nivel local, că acolo sunt 50 de state. Dar la noi, Republica Moldova, nu s-a încununat cu succes un referendum? Problema este că la noi cetățenii vor să conducă țara, dar nu prea se implică, pentru că sărăcia domină și atunci omul în sărăcie e demonstrat că în regimurile în care există minim, așa, sărăcie, ca zic, severă, cum este în Republica Moldova, la circa 10-20% populației, domină problemele sociale, salarii, pensii, supraviețuire, și atunci oamenii nu s-au dat demotivați să participe. Dar, totuși, întrebările sunt importante. Întrebarea cu micșorarea numărului de deputați a fost pusă și de partidele din opoziție și de socialiști, de blocul acum, partidul lui Năstase, etc., cu, au protestat în piață. Haideți să vedem ce spun cetățenii despre asta. Să vedem dacă e rezonabil de ei sau nu, lasă cetățenii să decidă. Dacă cetățenii în număr mai mare, 50%, vor decide că trebuie să micșorăm numărul de deputați, politicienii vor trebui să găsească o soluție în Parlament. Altă întrebare care ține de responsabilizarea deputatului este iarăși foarte importantă. Eu cred că deputatul care este ales de cetățeni trebuie să știe că în cazul când el este ales, el trebuie să meargă în circumscripții, să deschidă un birou, să ocupe cu întrebările de acolo, să aibă ore de primire. Dacă el nu face chestia asta, ce facem noi mai departe? Domnule Mihaiș, dar nu există riscul, iată, pornind de la ceea ce ziceți dumneavoastră, ca deputatul, nu știu, să se transforme într-un pilot a guvernului? Că pentru că până la urmă de a repara drumuri, nu știu, de a face infrastructură. Nu, s-a exagerat la noi cu promisiuni de genul ăsta care țin de primării și de consilii raionale. Aici vreau să ajung. Dar până la urmă, un deputat nu este doar un reprezentant politic al cetățenilor. Trebuie să se implice și întrebările localității. În afară de faptul că el trebuie să votează legea în Parlament, să fie un bun jurist sau cel puțin să-și ia un bun jurist să-l plătească ca să-l ajute să facă proiecte de lege sau să participe la crearea unor proiecte de lege, el trebuie să se intereseze de treburile societății. Eu, de exemplu, urmăresc în America, în Marea Britanie, în Franța, acolo unde este, și în Germania, unde este sistemul mixt.
Deputatul merge în circunscripție, se interesează câte spitale sunt acolo, dar poate trebuie prin guvern să mai construim un spital, mă înțelegeți? Dacă este sau nu este cale ferată, dacă este sau nu este, eu știu, locuri de muncă, etc. Deci, până la urmă, deputatul trebuie să conlucreze cu conducerea locală. Nu trebuie să fie nu trebuie să fugă de probleme locale reale ale cetățenilor. Dar această conlucrare este valabilă în cazul unui independent? Pentru că cu partidele politice e ok. Independentul are o soluție. Să nu se ducă să izoleze, dar să se ducă într-o majoritate parlamentară, să discute cu ei. Zici, domnule, uitați, eu sunt unul, da? Voi sunteți, de exemplu, 52 sau 55. Uite, eu tot vreau să particip cu voi la guvernare, dar bine, eu nu susțin toate pozițiile voastre. Păi și atunci, Volens Nolens ar trebui să voteze anumite proiecte care nu se regăsesc în agenda. Politica este arta compromisului. Nu poți să fii de acord chiar cu totul ce se întâmplă, dar sunt hotare linii roșii la fiecare deputat, la fiecare fracțiune parlamentară, la fiecare partid. Sunt linii roșii peste care nu poți trece. Dar sunt anumite linii galbene sau verzi peste care poți trece. De exemplu, dacă adversarul tău are niște idei bune, ce să nu le accepți și tu? Da. Bun. Domnul Beniuc, vreau să vă întreb din prisma vectorului politic extern. Aceste alegeri din 24 februarie pot schimba oarecum cursul politicii externe? Sau l-o accentua într-o anumită dimensiune? Depinde cine va fi la putere, evident. Pentru că la noi vectorul ăsta geopolitic, el e de când e Moldova suverană și independentă. Unii într-o parte, alții în altă parte. Deci, acum, de exemplu, Partidul Socialiștilor, de vreo câțiva ani, a spus clar că noi suntem pro-Moldova. Noi suntem pentru țara asta, dar interesele noastre sunt și în est și în vest, și acolo unde sunt ele, și cu respectivele capacități de realizat aceste interese politice și de adus, de tras încoace spre Moldova, pro-Moldova, spre Moldova. Ori noi ne-am împrăștiet așa, când în est, când în vest. Și în funcție de asta, cine va veni la putere, deci și lucrurile deja sunt cunoscute. Dar esențial, politica externă nu va suferi schimbări în sensul că suntem cu unii sau cu alții sau după vectorul ăsta politic. De ce? Pentru dacă nu se va face alte schimbări instituționale. Eu mă gândesc că în capul politicii externe trebuie să fie președintele țării. Pentru că nu este reacția inversă și toate trebuie să treacă prin președinte, președinții, Ministerul de Externe și mai încolo de a mă merge guvernul și Parlamentul. Nu este legătura inversă. Uitați-vă acum, ca atare politica externă la noi este decapitată. Ce va face ministrul de externe? Ce va face? Ministrul de externe este diriguit de cine? De prim-ministru sau de partidul de guvernământ sau de prim-ministru. Prim-ministru este omul care se ocupă cu treburile interne. Cu stringentele treburi interne care ține de ceea ce am vorbit noi, de sărăcie. Lui nu ia face politică externă eficientă și prin toate instrumentele astea destul de sofisticate. Iar ministrul de externe este un executor, domnule, într-un fel sau un alt, fie în Marea Britanie, sau fie în Franța, sau fie în Republica Moldova. El este un executor. Da, el poate să înainteze niște proiecte de lege, niște propuneri, niște concepții, niște idei și acolo în Parlament, care el îi votează acolo fără să citească și să gândească, sunt adoptate. Dar în capul politicii externe trebuie să fie, în fruntea politicii externe, trebuie să fie președintele țării. Ori președintelui i-a luat tot ce a putut să fie luat unui politician ca să fie cu mâinile legate, inclusiv și posibilitatea lui ca el să controleze, să dirigeze această politică externă. Deci asta este cine va veni la putere. Dacă vor veni socialiștii, posibil și-or auzi experții, necesitățile și-or sta pe urechea, inclusiv la ceea ce am vorbit noi acum. Eu vreau să ne oprim asupra unei dimensiuni. Iată, un element nou sunt acești deputați aleși și pe liste uninominale. Ei constituie o piesă grea în viitorul peizaj politic? Ei ar putea oarecum să schimbe ceva sau se vor lăsa absorbiți de partide politice? Eu, cu tot respectul față de domnul Mihăieș, că îl urmăresc mai de mult timp și este un expert calificat, dar și dumnealui foarte bine știe. Nu vreau să zic de rău. Foarte bine știe că n-am de ce spune de rău.
Foarte bine știi că oamenii ăștia reprezintă un partid politic. Știi, chiar din start s-a spus, domnule, ca să nu bântuluim apele, deci respectivul reprezint PD-ul sau respectivul reprezint acum. Sau... Deci el o să spună tranșant că eu sunt din acest partid. În esență lucrurile nu se schimbă. Deci s-a făcut o mișcare pentru, poate nu atât de rea, din punct de vedere teoretic, da? Să dăm posibilitatea și cei de pe asta ia, pe urmă să rechemăm și ea ca referendum și una altă. Astea sunt teorii. În practică, niciun deputat nu poate fi rechemat. El e greu să-i faci lui impeachment în Parlament, adică să-l, mă rog, a fost cazul Filat la noi și așa mai departe, dar asta a fost o tragedie întreagă, pe unul să-l scoți de pe rolul, dar nu oamenii ăștia necăjiți, de exemplu, dintr-un sector sau un altul, spune că nu, nu, ne place că nu ne-a făcut aleia scriitorilor la noi aici în zona asta, ia? Și uite, noi vrem să-l scoatem. Asta e posibil? E imposibil. De ce? Pentru că în spatele lui și-a de un partid întreg. Și nu numai de asta. În genere, procedura e foarte complicată. De aceea, jocul ăsta de uninominal, pe liste de partid și așa mai departe, proporțional, aproporțional și așa mai departe, iau buimăcii complet pe oameni. Asta dă doar numai niște posibilități de manipulare din partea unor partide și mai ales cei care au sursele administrative în mâinile lor. Domnule Mihaiș, vreau să revenim la o dimensiune pur juridic, ar zice cei mai mulți, problema actelor expirate. S-a discutat în această campanie. Ar fi trebuit să se permită a merge la urnele de vot cu actele expirate pentru diaspora, în mod special mă refer. Bine, până la alegerile respective, în alte scrutinie, se permitea lucrul ăsta. Dacă venea țesan în Republica Moldova cu un pașaport expirat, acolo era o procedură prin care lui se permitea să voteze. Acum s-a interzis pentru că s-a modificat legea, iar Curtea Constituțională nu a venit în întâmpinarea acestor cetățeni. Credeți că s-a procedat corect? Din punctul de vedere juridic, da. Juridic e perfect corect. Dar trebuie găsit tot și un mecanism prin care dacă omul este cetățean al Moldovei și nu are reușit el de la anumite motive, că sunt cazuri diferite, sunt cazuri sociale sau chiar și hai să admitem că un om lucrează undeva acolo de vreo 10 ani de zile și el, pașaportul a expirat. Da. Ca să ducă, de exemplu, în Statele Unite, trebuie să facă vreo 1000 de kilometri sau undeva să-și facă la ambasadă un alt pașaport. Și nu-i prioritatea asta a lui. Poate el stă deja cu pașaport american acolo, sau poate chiar cu românesc, sau poate cu bulgăresc. Sunt și cazuri de genul ăsta. Deci, în cazul dat, să vedem care va fi procentul celor care vor depune contestații. Să vedem cât de mulți vor fi ei care n-au putut să voteze. Eu sper să nu fie foarte mulți. Dar, totuși, este și alt semn de întrebare. Ei au știut că vor să voteze, au știut că o să fie alegeri. De ce o lună în urmă, sau două luni în urmă, sau o săptămână în urmă, nu s-au gândit să-și perfecteze actele? Yes. Deci, totuși, oamenii noștri puțin sunt negligenți. Te duci la ambasadă să votezi cu un buletin expirat, știind că nu-ți permite, cheltui banii, faci probleme, nu știu. Mi se pare că trebuie să ne deprindem cumva cu disciplină oarecare. Să fim și noi puțin mai nemți o leacă decât latini, pentru că noi suntem latini, suntem lăsători, ne place muzica, dar trebuie să mai fim în era asta tehnologică, trebuie să fim puțin mai exacti. Dacă știi, domnule, că vrei să vă votezi, legea s-a schimbat, s-au spus clar că nu poți vota cu un act expirat, duce și perfectează buletinul, pardon, pașaportul. Da. E o problemă care cred că ține și disciplina oamenilor, nu numai de legislație. Domnul Mihaiș, sondajele de opinie care au fost făcute publice, iată, în această campanie electorală, spuneau că nimeni nu va acumula numărul suficient pentru a forma guvernul. Pornind de la această teză, vreau să vă întreb, indiferent care vor fi partidele care vor forma guvernul, credeți că se va merge pe această idee, nu știu, deja testată și cei mai mulți dintre noi am zis că nu este tocmai cea mai bună atunci când are loc partajarea instituțiilor în stat, începând de la procuratură și terminând, nu știu, cu ce instituție? Se va merge pe acest lucru? Totul depinde dacă se va forma sau nu o coaliție și dacă coaliția respectivă va fi una scrisă, cum am avut până acum în cadrul AE 1, 2, 3 și așa mai departe, sau va fi una neformală. Pentru că sunt coalițiile neformale, de obicei se formează jurul unui premier. Noi am avut, apropo, o coaliție de genul ăsta, minoritară, când PD-ul și PRD-ul au format un guvern minoritar, s-au ținut de comuniști. Și nu era clar care era responsabilitatea, care era rolul tuturor jucătorilor, dar aceste guverne de obicei sunt slabe. Guvernul care nu are la bază un contract cu o majoritate clară și niște obiective clare și niște responsabilități și obligații clare, el de obicei își chiopătă. Dar pentru Republica Moldova cea mai gravă problemă, știți care ar fi? Să intrăm într-o criză, să nu se formeze guvern și să intrăm în alegeri anticipate. Asta ar fi o mare problemă pentru că
nimeni din donatori, din parteneri externi al Republicii Moldova nu va discuta cu un guvern provizoriu, la modul serios, cu un guvern care se ține pe picioare de lut. Deci Republica Moldova trebuie rezolvă aceste alegeri, să aibă un guvern legitim, recunoscut de către toți partenerii internaționali, de către comunitatea internațională. Și dacă nu se reușește, mergem în alte alegeri? Dacă mergem în alte alegeri, intrăm în câteva luni de turbulență, care poate să ducă, din punctul meu de vedere, poate chiar și la prăbușirea statului moldovenesc. Pentru că statul moldovenesc este foarte fragil. Avem teritoriul transnațional care nu controlăm, avem probleme economice și sociale foarte mari, creșterile economice care s-au obținut, stabilitatea e mică și poate să dispară. Deci, dacă se mai întâmplă și confruntările de stradă și cum a avut în 2009 cu pierderi de genul clădirilor respective, atunci vă dați seama că suntem pe muchia de prăpastie. Deci trebuie să politicienii trebuie să aibă maturitate. Odată ajunge în Parlament, fiecare trebuie să mulțumească cu rezultatul care are și să meargă la discuții, să meargă la negocieri, pentru că eu cred că o să fie greu, dar nu imposibil să găsească o soluție de un guvern. La urma urmei, în cel mai rău caz, un guvern de Uniune Națională, un guvern de tehnocrați combinat cu susținere politică, sunt modele. Important este ca să existe voința politică, să depășească anumite ambiții și să înțeleagă că țara asta are nevoie de un guvern legitim, reconstruit internațional, care să aibă un mandat clar de acțiune. Vă mulțumesc. Domn Beniuc, haideți să vorbim un pic despre diasporă. Cum o developați dumneavoastră? Pentru că în 2014, spre exemplu, prezența la urne a celor din diaspora a fost un pic mai scăzut. Acum s-a mai mobilizat. Sincer să vă spun, nu mă interesați deloc cum votează diaspora. Noi prea mult vorbim și speculăm cu diaspora. Diaspora. Da? Diaspora își câștigă existența acolo, în condiții uneori foarte grele, printre altele. Dar ei își câștigă propria existență. A neamurilor, a familiei care parte au rămas aici. Sau diaspora care s-au aranjat bine. Okay. Tot datorită muncilor s-au aranjat bine acolo. Sau diaspora care au lucrat și de acum și-au ieșit la pensie, revenind, eu știu, sau care urmează să revină în țară, pardon, nu revenind, dar da. Care urmează. Deci, diaspora este diferită, dar nu mă interesează niciun clivaj din cele menționate ale diasporei. Pentru că pe mine mă interesează cum se votează aici la noi acasă. Pe noi, uneori, diaspora ne învață cum să fim patrioți, cum să ne comportăm, cum să gândim, cum să ne stimăm, cum să, nu știu ce, cum este democrație și așa mai departe. Ei au venit pe loc creat, gata. Eu aș vrea ca diaspora să creeze aici ceva acasă. De rând cu mine, cu dumneavoastră, cu dumneavoastră și așa mai departe. De aceea, diaspora este diaspora, dar e prea mult atenție se dă acestui factor, prea mult se vorbește. Eu nu le-aș fi dat niciun vot și niciun deputat în Parlament, pentru că ea își trăiesc viața încă o dată, repet, acolo. Iar parlamentarul trebuie să mă reprezinte pe mine aici, nu interesul cuiva, care... Mă rog, am spus, este departe de casă, cu toate greutățile și asta este altceva. Eu nu vorbesc pentru că am ceva cu diaspora, dar vorbesc așa cum este. Una rece, o analiză. Așa cum este. Noi avem problemele noastre de aici și cei care vin înapoi, se întorc acasă, se vor întâmpina exact de aceleași probleme. Și nu mă interesează deputatul acela care reprezintă acolo diaspora. Ce poate să facă deputatul acela care reprezintă diaspora? Nimic. Domn Benic, eu vreau să revenim un pic, iată, la ceea ce spuneați dumneavoastră un pic mai devreme, legată de Transnistria. Numărul ăsta de concetățenii noștri care au venit pentru a-și exercita dreptul fundamental, dreptul la vot. Eu trebuie să plec. Da, domnule Mihaiș, eu vă mulțumesc. Noi mai avem o întrebare, dacă puteți. Da. Bine, atunci vă mulțumesc din suflet pentru participarea la emisiune. Vă mai aștept și cu alte ocazii. Ne-a făcut plăcere să discutăm în această seară. Da. Domnul Beniu, continuăm discuția în studio. Vreau să revenim, spuneam, la Transnistria. Spuneți-mi, vă rog, numărul ăsta mare ai concetățenilor noștri care au venit ca să-și exercite acest drept fundamental înseamnă că văd această speranță în Republica Moldova, văd anumite redresări în sectoare reale sau cum ar putea fi developat? Aici e ori inducție sau deducție. Mă ajută pentru că nu are nimeni fapte, inclusiv și eu. Care au fost motivația că au venit? Eu am pornit să spun, pentru
ca oamenii ăștia să fie ridicați, 40.000 de oameni, da, mai mult, mai bine, ca să fie ridicați de pe, din culcușul lor și aduși partea asta ca ei să boteze, trebuie o motivație foarte serioasă. Și această motivație s-ar fi redus în opinia mea și în gândirea mea, da, la o motivație materială. Cine a făcut motivația asta materială? Deci, iarăși, este, ar fi un gând, cum s-ar spune, un raționament din partea mea. Uitați-vă. Deci, acolo mai sunt muncitori, acolo mai este clasa muncitoare. Ce este clasa muncitoare? Cei care muncesc într-un loc bine determinat care se numește uzină sau fabrică. Acolo mai există. Iar uzinile și fabricele astea de acum de mult sunt privatizate. Iar privatizarea a fost făcută de acest monstru economico-financiar care este numit șerif. Acest șerif probabil că și intervine pentru motivarea sau el este intermediarul motivării materiale a acestor oameni care sunt grămăjoare, care pot fi, cum s-ar spune, care intră într-o listă oarecare și care pot fi bine controlați. Care pot fi bine controlați. În sensul ăsta, deci, prin motivarea asta materială, probabil că majoritatea da, au venit ca să boteze. Și am spus de la început că sunt și oameni care mizează pe alte lucruri. Lucruri de cetățenie, de reintegrare, de bună comportare, de soveste și așa mai departe. Dar ies prea puțin. Domnul Miliuc, spuneți-mi, vă rog, că iată procesul electoral într-o oarecare măsură ar putea fi asemănat cu un litigiu, într-o instanță de judecată. Există o parte mulțumită și o parte mai puțin mulțumită. Da. Pornind de la această teză, există premise să credem, așa cum s-a vehiculat și de unii politicieni, că după alegeri, după data de 24 februarie, vor exista forțe politice care vor ieși în stradă ca să protesteze? Tentative vor fi. De acum spune că alegerile sunt falsificate. Deci blocul spune că alegerile sunt falsificate. În sensul ăsta deja se întrevede tentativa de a... Altă întrebare, dacă vor fi capabili acești oameni care sunt nemulțumiți sau vor fi nemulțumiți să adune lumea în stradă, pentru că trebuie de ținut cont că, hai să spunem așa, jumătate vor fi mulțumiți, iar jumătate nu vor fi mulțumiți. Deci bazinul de mobilizare pentru protestele stradale cade în jumătate. Cade. Deci, în sensul ăsta, nu chiar așa de mulți oameni vor fi. Mă rog, dar nemulțumiți, acum, în afară de aceasta, iată, domnul Mihaiș s-a dus pe creasta unui gând interesat. Interesant. Depinde de maturitatea politicienilor. În ce măsură vor fi aceștia capabili ca să se gândească la soarta țării și vor construi un guvern și pe bună dreptate, dumneavoastră a spus, în diferite forme de formare de instituire acestui guvern, ca lucrurile să fie stabile și în continuu dezvoltare. Pentru că da, anticipatele vor aduce aproape aceleași rezultate. Domn Beniuc, pe ultima sută de metri vreau să vă întreb, iată prin prisma științelor politice, prin prisma relațiilor internaționale, utilizarea PR-ului negru în campaniile electorale în mod special, este ceva firesc? Pentru că în alegerile parlamentare din 24 februarie s-a conturat lucrul ăsta, referindu-le la anumiți lideri ai blocului despre care spuneați și dumneavoastră un pic mai devreme și în același context scoaterea zilei tăcerii. Vi se pare ok? Deci s-au făcut multe reguli noi, da? Care sunt neobișnuite și cu lichidarea zilei tăcerii și cu agitația asta până în pragul, da, blocul unde se votează și multe alte chestiuni. Deci lucrurile sunt, eu știu, s-au încălcat niște cutume, s-au încălcat niște legi, s-au schimbat aceste legi. Este ceva neobișnuit pentru noi și care dă, bănuim noi, posibilitatea cuiva să speculeze pe chestiile astea. Eu vă mulțumesc, acum, da, domn Beniuc. Stimați telespectatori, am discutat în cadrul Reflector Analitic ediție specială cu domnul Beniuc și cu Roman Mihăiș, care a trebuit să ne părăsească. Vreau să vă spun ultimele date ce țin de prezența la vot. Este
47,81% la această oră, dintre care femeile 53% aproximativ, iar bărbații 46%. Stimați telespectatori, rămâneți alături de colegii noștri din departamentul Actualități, după care mai revenim cu o emisiune Reflector Analitic, ediție specială, în care vor fi prezenți domnul Victor Stepaniuc și Alexandru Bruian. Vizionare plăcută!